Podcast episodul 8, de data asta Albert Camus, mitul lui Sisif. Scurtă istorie a acestei povestiri din mitologia greacă. Sisif a fost obligat de zei să urce un bolovan pe vârful unui munte și de fiecare dată când ajungea sus trebuia să... De fapt, bolovanul se răstogolea la vale și trebuia să-l urce la loc. Până înapoi. De aici și termenul de muncă de Sisif, adică muncă în zadar. Muncă inutilă. Muncă inutilă. Și toată rutină. Fără un final, da. Și munca, cumva viața pe care o ducem zilnic, fără, nu știu, fără a avea un sens sau fără a ajunge la un sens pentru mulți dintre noi. Un lucru pe care vreau să zic, am vorbit în trecut despre omul în căutarea sensului vieții, Viktor Frankl, în care susțineam că există un sens și trebuie să-l obținem în viață. Acum promovăm. Vorbim despre o altă carte care e total în opoziție. Nu există niciun sens în viață. Cred că stăm și mă gândeam, chestiile astea sunt văzute din punct de vedere, un pușor diferit. Adică Camus vorbește așa, de sensul vieții ca, nu știu, ca realizare supremă a ta pe pământ. În schimb, Frankl vorbește mai mult despre sensul vieții de a-ți găsi un motiv să mergi mai departe. Da. Camus vine și spune că, bă, știi ceva, oricum nu o să faci nimic măreț în viață, are rost să o trăiești. În schimb, celălalt spune să-ți găsești un sens oricât de mic, cât să mergi mai departe. Da, Viktor Frankl cumva se prinde în realitate și te ajută să treci mai departe văzând, nu știu, niște etape spre a supraviețui. Da. Camus zice că e bine la fel să supraviețuiești, dacă alegi să nu te sinucizi, dar cumva să trăiești pesimist și conștient de faptul că nu există un sens. Ambii zice să trăiești, nu zice, niciunul zice concret sinucide-te, dar cred că o fac pe, exact cum ai zis tu, pe nivele diferite. Unul zice pragmatic, unul zice cumva artistic. Bucură-te fără să... conștient fiind că nu o să obții nimic. Nu o să atingi scopul suprem sau exact. Cunoașterea supremă, da. Că până la urmă asta e. Camus vine și spune că sensul vieții ar fi să cunoști tot ce, da. Ce-ți dorești. Cam asta vor filozofii în general. Să cunoști, să reușești să strângi toate informațiile care te interesează, să zic așa. În schimb, Frankl vine și spune că sensul e în a-ți face planuri de viitor, să zic așa. Da. Eu așa am văzut-o. Da, să treci peste momentele grele din viață. Da, una din idei din cartea asta cu sinuciderea, problema fundamentală a filozofiei. Da. Crezi că sinuciderea e soluția pentru a scăpa de chestia asta, de teama că viața nu are sens? Sensul din Camus, să zic așa. Măi, absurdul, cum zice și Camus, e diferența, zice el, e neputință plus contradictoriu. Odată lașitate și faptul că lucrurile se bat cap în cap și nu se mai găsește niciun sens sau nu mai există vreun sens. Sinuciderea. Curaj? Dovadă de curaj sau dovadă de lașitate? Puțin din fiecare. Puțin din fiecare. Nu știu, mi se pare... E odată cu dovadă de curaj, că ai curajul de a-ți asuma riscul să n-ajungi nicăieri. Adică noi nu suntem convinși că există ceva după și totuși ai curajul de a trece spre nimic. Sau da. Nu știi ce e dincolo. Da. Și lașitatea e faptul că n-ai curaj să-ți înfrunți... propriile greutăți. Propriile greutăți. Sau, nu știu, să frunți mitul lui Sisif, să-ți urci bolovanul. Da. Cumva lașitatea vine din Viktor Frankl, că nu poți să ai un scop și să mergi mai departe. Nu, cred că ne depărtăm. Da, și lașitate și curaj. Lașitate pentru că trebuie să-ți blochezi spiritul să mai funcționeze și curaj pentru că trebuie să ai puterea să omori corpul. Să omori corpul fără a ști ce găsești. Fără a ști, da. Nimeni nu știe. Stai că mai avem câteva idei notate pe aici. Omul secretă inumanul. Omul secretă inumanul? Da. Se pare că tot ce înseamnă inuman stă în om. Adică noi ca ființă, da, ca ființă suntem vinovați pentru tot ce înseamnă inuman? Măi, da, toate inumanitățile care s-au făcut de-a lungul timpului au zăcut în oameni, n-au venit, cred că, din afară. Crezi că fiecare om, nu știu, fiecare om să aibă bucata lui de inuman și să țină undeva ascuns acolo? Da. Nu știu, mi se pare că tot am vorbit de frică, Viktor Frankl, cred că al doilea război mondial a fost perioada în care din om a ieșit inumanul cel mai mult la suprafață. Cred că am mai discutat, acolo a fost și multă minciună, dar da, în unii oameni... Stai puțin, acum nu pot să spui că a fost multă minciună, nimic de zis, dar faptul că
a ieșit la iveală partea aia omului, nu e neapărat din cauza minciunii, a fost pur și simplu că exista acolo și contextul a făcut ca el să iasă la iveală. Da, da. Și altă idee bună din carte mi se pare asta cu nu suntem liberi și Dumnezeu este rău, Dumnezeu, noi ne fiind liberi și El gestionând, să zicem, destinul omului, e vinovat pentru ce se întâmplă rău pe pământ. Da. Sau suntem liberi și Dumnezeu nu e atât puternic. Că atâta timp când noi suntem capabili să decidem pentru noi și tot ce facem e doar vina noastră, să zic așa, înseamnă că Dumnezeu nu e atât puternic. Da, aceste două variante, să zicem, mi se pare că sunt cea în care noi nu suntem liberi și Dumnezeu e atât puternic, e cumva credința, religia. Și cealaltă, să zicem, că este ideologia omului care a renunțat la credință și vrea să-și ia propriul destinul propriile mâini. Da, dar nu știu, în credință nu zice ideea că Dumnezeu e rău. Adică, nu, e tot puternic. Da, dar dacă e tot puternic, înseamnă că e și rău. Și rău și bun. Și, nu știu, mi se pare mai degrabă rău. A fost mai mult rău de-a lungul timpului decât bun. Da, nu știu. Că oamenii își fac lucruri bune în viață, în principiu. Destinul e de foarte multe ori împotriva ta. Destinul, nu știu dacă văd. Bă, uite, văd altfel lucrurile astea. Nu e destinul universului, suntem noi împotriva noastră. Da. Oamenii împotriva lor. Adică nu sunt, nu știu, nu ești împotriva ta, într-adevăr, dar găsești sigur pe cineva care să fie împotriva ideii tale, să zicem așa. Uneori și tu te pui în fața ta împotriva propriilor tale dorințe. Uneori îți pui piedici pe singur. Da, îți pui piedici pe să-ți dai seama. Exact. Deci nu-ți dorești. Altă idee din carte, stai că mai am notat câteva chestii pe aici. A începe a gândi înseamnă a începe a fi rus pe dinăuntru. În momentul în momentul în care încep să spui întrebări, abia atunci începe ideea că nu are viața sens și dorința de sinucidere pentru mulți. Da, cred că dorința de sinucidere apare destul de departe, dar într-adevăr, în momentul în care conștientizezi că viața nu e atât de simplă, încep să te roadă lucruri pe interior, încep să spui întrebări și abia atunci înțelegi cât de, în primul rând, cât de prost ești, cât de puține lucruri știi până la momentul ăla. Și, nu știu, lucrurile încep să se complice din momentul ăla și într-un final apare sinuciderea dacă conștientizezi că nu ești în stare să faci ceea ce ți-ai propus. Da, este și asta. Păi, nu știu, asta cu... Mi se pare destul de complicată. Chestia asta cu rusul pe dinăuntru, cel puțin o zic din experiența mea, să zic așa, ignorant fiind până acum câțiva ani, trebuie să recunosc asta. Cu toții cred că am fost până la un moment dat. Da, e momentul ăla de trezire. Da. În momentul în care se întâmplă trezirea și încep să spui întrebări, atunci îți dai seama odată cât de aiurea ți-ai dus viața înainte. În momentul ăla, da. Și totodată apare și problema asta cu frate, ce fac de acum înainte? Ce fac de acum încolo? Da. Dar oricum nu ține mult de asta, pentru că încep să faci ceva și... Oricum, nu e niciodată prima decizie, nu e neapărat cea finală sau cea bună, dar sunt ca niște trepte de care te prinzi și mergi dintr-una în alta. Adică orice decizie e mai bună decât nicio decizie. Chiar și așa, în momentul în care, uite, sunt... În momentul în care începi să te rogi până într-o, ai momente în care, să zicem că chestia de mai vorbeam noi la un moment dat, aia de duminică după masă, momente de liniște, în care spui întrebări dacă chiar are sens ce faci. Da. Și dacă merită să lupți pentru ceea ce, nu știu, pentru sensul, să zic așa, sensul ăla lui Franckle. Uh-huh. Dacă merită să lupți pentru sensul ăla, pentru că oricum, să zicem, îți faci un sens pe termen scurt pe care poți să-l atingi, dar sensul ăla... Mare. Alu Camus, ăla mare, de a cunoaște, de a ajunge la un nivel superior, să zicem, oamenilor, de a ști mai mult decât oricine, e greu de atins. Eu nu cred că va fi atins vreodată. Nici eu nu cred, dar dorința aia o să existe în permanență. Măi, dacă privești realitatea așa la nivelul nostru, la nivelul ăsta nici micro, nici macro, lucrurile par foarte importante. Adică pare că dacă ai o dezamăgire sau ceva, întregul univers... ar trebui să simtă durerea ta. Da. Pe de altă parte, mie mi s-a produs, ce zice Albert Camus, ruptura asta de realitate în momentul în care vezi cât de mic ești. Nu știu dacă ai văzut poza aia pe net, în care îți arată cât de mic e pământul și cât de mare e steaua cea mai mare cum stă până acum, Betelgeuse. Soarele cea mai mare. Da, era și o chestie tot așa de asta, îți arată dita mai universul și acolo un punct mic, aici ești tu. Exact. Și în momentul ăla îți dai seama cât de insignifiantă ești tu ca persoană, cât de lipsit de importanță ești.
Și faptul că nu o să ajungi niciodată, de fapt nimeni nu o să ajungă să cunoască universul, pentru că de fiecare dată când îmi par, până la un moment dat, atomul era cea mai mică unitate de divizare. Da, pe care o cunoșteam. După aia s-a ajuns mai departe, mai departe, acum nu știu, e stringul parcă, ceva de genul ăsta. Sau... Teoria stringului, din câte știu, era ceva care vibrează. Se va merge mai departe, eu nu cred că există un perete în care am ajuns să cunoaștem universul. Da, nu o să ajungem niciodată să știm suficient. Și știi că are mai faza, uite, mă gândeam așa la filozofii de acum 1000 de ani, să zicem, sau chiar mai bine, la ce 1000, să zicem 2000. Filozofii de acum, sau mă rog, oamenii culți de acum 2000 de ani, așa. Chiar așa, chiar mai recent, cunoșteau mare parte din informația de atunci. Ideea asta am mai spus odată. Da, am vorbit-o, da. Da, acum e foarte greu, da. E greu să ajungi să cunoști atât de mult. Măi, exact ce ziceam, pe măsură ce trece timpul, universul devine și mai divizat. Dar divizarea asta nu cred că o să ajungă la un moment dat la un capăt. Da. Uite, chiar vreau să vorbim despre asta. Există în filozofia generală, să zicem, a Pământului, două axe. Cea vestică, în care se spune că trebuie să evoluăm, trebuie să adunăm informații, e important să te... să crești în viață, să obții averi, nu știu, toată partea asta vestică. Și da, există filozofia estică, care zice că e suficient așa cum ești. Viața înseamnă introspecție, meditație, trebuie să afli și să găsești liniștea și pacea. E mai mult spirituală partea, da, estică decât... Și care e varianta, până la urmă? Care e bună? Pentru că asta cu vestică e cumva cu sensul, un sens există, și asta estică zice nu există un sens, trăiește pur și simplu... Băi, eu văd un pic altfel chestia asta. Partea vestică e mai mult pe consumerism, să zicem. Bă, știm, suntem siguri de viața asta pe care o avem, mai să încercăm să o trăim cum trebuie. În schimb, partea estică e pe partea de, bă, știi, există ceva după și s-ar putea să fii mai fericiți acolo decât aici. Acum, nu știu ce să zic. Eu, unul, mă bucur de viața de aici. Sunt pe partea vestică, să zic. Da, pentru că am crescut în zona asta. Și nu neapărat că am crescut în zona asta, am citit și din partea aia, am citit și din partea cealaltă, dar nu ești sigur de ce există dincolo, nu? Atât timp când n-ai garanția unei... Nu s-a întors nimeni. Atât timp când nu ai garanția unei vieți după, unui rai sau orice altă variantă, n-ai cum să te gândești, bă, hai să-mi trăiesc viața asta după niște reguli ca să duc o viață mai bună după. Pentru că, până la urmă, uite, să zicem musulmani, își duc viața într-un fel anume, pentru că o să ajungă ei pe lumea alaltă și o să aibă nu știu câte virgine și așa departe. Prostie. Da, nu știu, e religia lor, nu comentez asta, dar mi se pare un pic amuz să trăiesc după regulile alea doar sperând că o să ajung acolo. Da, e inutilă sacrificarea prezentului pentru ceva ce nu știi dacă există sau nu. Exact, uite, ai resumat ideea mult mai bine decât mine. Hai să trăim momentul. Exact. Dar și esteticii trăiesc momentul la un alt nivel, nu consumând atât de mult și nu căutând fala și urmând și ego, dar și trăiesc momentul. Asta e partea proastă a consumerismului. Pentru că nu te iei neapărat calea spre fericire și spre ce e important pentru tine. Pur și simplu trebuie să-ți rezumi fericirea la ce crede societatea. Da. Nu știu, sensul ăla nu cred că e tocmai sensul. E un vector al societății mai mult. Uite, apropo de asta cu, nu știu, de a trăi ca vestici sau ca estici, era în carte un citat, important nu este să te vindeci, ci să trăiești cu bolile pe care le ai. Pare foarte acceptare. Bună. Exact. Da, e foarte importantă chestia asta. Adică tot timpul o să ai probleme, tot timpul vor fi lucruri de care nu ești mulțumit, dar bucură-te de prezent. Uh-huh. Bucură-te de prezent pentru că nu se întoarce. Păi uite, asta e o chestie, ne depărtăm un pic de carte acum, dar adică continui discuția că e bun. Și procesul către a ajunge undeva și ăla e plăcut, chiar dacă nu e scopul final. Da, dar asta e o problemă a societății, că până la urmă noi nu trăim în prezent. Nu prea. Noi trăim în ideea în planuri. Asta înseamnă să trăiești în viitor și dacă trăiești în viitor... Sau în trecut unii. Sunt și oameni care trăiesc din regrete. Da, din regrete. Dar asta nu ți-aduce fericirea. Ha, deja începe să bată vântul cam tare. Da, băi, nu știu, cred că am zis ideile mai ceva. Da, stai așa. Albert Camus în carte lua interpretările altor filozofi și
Fiecare își spunea părerea despre cum vede mitul lui Sisif, în funcție de curentul pe care îl reprezenta. De exemplu, Kierkegaard zicea că mitul este despre orice lucru pe care o persoană îl iubește prea mult. Mitul lui Sisif. Da. Adică faptul că el urca îi făcea cumva plăcere. Da. După aia, Friedrich Welker, Sisif reprezintă lupta inutilă a omului în fuga după cunoaștere. Ai, ai. Albert Camus, personificarea absurdității umane. Care dintre ele? Păi cred că fiecare are un pic de dreptate. Fiecare are dreptate în felul lui. Nu știu, cartea oricum are din fiecare acoperă mult din ia de la fiecare. Filozofie, cât un pic de la fiecare și chiar din, nu știu, vorbește mult și din Kafka și din Dostoevski. Ca să înțelegi cum trebuie cartea asta, trebuie să le citești și pe celelalte. Sau e bine să le ai citit înainte, să te apuci de aia. Da, ca să poți să-ți formezi o idee. Da. Mie mi se pare, da, varianta lui Camus cea mai apropiată. Adică e rutina zilnică și faptul că o faci inconștient. Când devii conștient, îți dai seama că viața e absurdă. Mai e o chestie. Noi tocmai am citit cartea asta și de-aia ți se pare cea mai apropiată, pentru că ai informația... Asta, mitul lui Sisif. Da. Ai informația recentă în cap și ți se pare că are dreptate. Cred că dacă o să citim un pic și din celelalte puncte de vedere, s-ar putea să schimbi un pic părerea. Zic, uite, zic poate. Acum o chestie care am pățit o săptămână asta. Mă uit la niște interviuri. Uh-huh. Nu zic despre ce, dar zic conceptul. Ăștia, mai mulți oameni vorbesc cam despre același subiect. Am văzut un interviu, a vorbit cineva despre și a spus punctul de vedere despre subiectul respectiv și la câteva zile după am văzut un interviu cu o altă persoană care vorbea despre același subiect, dar din altă perspectivă. Așa. Și după ce la primul interviu am dat dreptate omului, la al doilea interviu... Când ai văzut o altă opinie, ți s-a părut mai bună. Când am văzut o altă opinie, stăm și mă gândeam, băi, să știi că s-ar putea să aibă dreptate ce zice. Așa și noi cu cartea asta. Acum ni se pare adevărat. Ni se pare bun punctul de vedere, dar dacă le citim și pe celelalte? Măi, fiecare dintre curentele reprezentate de filozofii respectivi au avut impact foarte mare la momentul în care au apărut, pentru că cumva se lega de societatea de atunci, da. În funcție de ce dorea societatea. Cumva acum să zicem că e mai aproape Albert Camus de noi. Nu știu dacă celelalte idei ar fi mai apropiate. Eu am devenit curios, trebuie să recunosc că din cărțile de la care face referire Albert Camus, sunt puține pe care le-am citit. Am devenit curios și după cartea asta mai am câteva pe care vreau să le citesc. De exemplu, în carte se vorbește mult despre Kafka. Am citit de la Kafka vreo două cărți, asta America și asta l-altă cu Metamorfoza, nu? Parcă așa zice. Da. Ei, în schimb, acum vreau să citesc Castelul, mi s-a părut foarte interesantă. Și Procesul. Da. Și chiar și din Dostoevski. Am citit Rușii, dar Dostoevski n-am citit. Din cartea asta, după cartea asta vreau... Am devenit curios și de partea aia. Legat de absurd, zice Camus, pentru omul absurd nu se pune problema de a explica și a rezolva, ci de a simți și a descrie. Da. Interesantă ideea. Exact ce ziceam de estici și de vestici. Faptul că nu trebuie neapărat să înțelegi, să explici, ci doar să simți momentul. Dacă tot ai o viață, simte. Băi, în momentul în care simți, practic atunci trăiești. Da. Dar în momentul în care vrei să înțelegi, nu știu, există acolo cercetare, dar în momentul în care faci, te documentezi pe chestia, nu mai ai aceeași, nu mai simți la fel de puternic senzația sau nu mai... Știi ce e aici? Cred că e în felul următor. În momentul în care faci cercetare și analiză, toată realitatea respectivă se petrece în capul tău. Și toată realitatea cumva e în mintea ta, în creier. În momentul când simți, simți cu celelalte simțuri. Băi, lași creierul deoparte și da. Simți, nu știu, cu văzând, atingând, simțind. Ideea e că în în momentul în care cercetezi, ești oarecum detașat de chestia aia, o privești din exterior ca, nu știu, o analizezi, o vezi da. De toate punctele da. De vedere, în schimb, în momentul în care simți, ești implicat în ea. Da, și da. Cred că simțind chestia aia, o înțelegi și mai bine decât analizând-o. Asta ar fi un paradox. Da, e celebra întrebare dacă realitatea este în mintea ta sau în afara ta. Adică realitatea... Eu cred că e în mintea noastră. Dacă e în mintea noastră, atunci totul e rezolvare și analiză. Dacă e în afară, atunci trebuie să trăim și e
Suntem oameni absurzi. E în mintea noastră în sensul că e despre cum percepem noi realitatea. Adică se formează în mintea ta? Da, se formează în mintea ta. Atunci e fix în afară. E fix în modul în care tu ești în stare să vezi chestia deci aia. Deci nu o proiectezi tu, ci o preiei de afară. Și da, o preiei, dar o interpretezi în felul tău. Okay. Pentru că altfel dacă o proiectezi, ar fi în mintea ta totul. Da. Se? Și ar fi varianta ta. Și mai am încă o idee care mi-a plăcut foarte mult. Și se duce cumva spre religie. Dacă îl omori pe Dumnezeu, devii Dumnezeu. Da. Foarte asta, tare. Da, asta, dar ăsta e adevărul. Da. Pentru că nu mai există nimeni care să te judece. Exact. Dar atâta timp că, de fapt, nu neapărat că nu mai există nimeni să te judece. E ideea, dar am zis mai devreme, dacă nu suntem liberi, Dumnezeu e rău. Da. Și dacă suntem liberi, Dumnezeu nu mai este atât puternic. Dacă suntem liberi, noi suntem atot puternici, nu? Da, și noi suntem... Noi suntem creatorii a ceea ce facem. Și suntem noi suntem de vină pentru tot ceea ce facem, da. Că e bine sau că e rău, cumva ne asumăm răspunderea pentru tot ceea ce se întâmplă. Da. Deci noi foarte suntem bună. Dumnezeu. Păi cam asta ar fi toate cam ideile. Atestă, da. Zi dacă ai ce vreun, băi, uite, vreun citat interesant. Stai așa să mă uit, că îmi scrisesem un citat pentru final, dar nu mai știu unde dracu l-am spus. Cred că ăsta e. Nu, ăla e din cartea trecută, dacă vrei o spun. Nu mai. Asta de aici. Efortul însăși de a ajunge la culme este suficient pentru a umple o inimă de om. Trebuie să ne imaginăm posesiv ca fiind fericit. Da. Adică dacă noi ne mulțumim cu a... obține puțin, să zicem, pentru că sesiv nu... Obținem un singur lucru, da. La infinit. Da, dar dacă ne mulțumim că obține chestia, înseamnă că suntem fericiți doar cu atât. Da. Băi, foarte bună cartea. Foarte grea. Foarte grea, dar ți-am zis, mi-a dat multe cărți pe care vreau să le citesc acum. Cam atât pentru azi. Episodul 8, data viitoare o carte narrativă, mai ușoară. Și băi, vedem ce alegem. Da, m-am gândit deja la una, să vedem dacă îți place și ție. Data viitoare. Atât.